prima clipă vă mărturisesc, îmi pare de excepție. E firesc, așa, lucrurile merg după cum vă dați seama. Artistul își cheamă prietenii, prietenii laudă. Dar, dincolo de asta, rămâne arta, calitatea ei exuberantă, iar în cazul de față, aș zice, chiar epopeea artistică, pentru că există, mi se pare, o continuitate în desenul, coloristica, tratamentul la care Cornel Vana supune pânzele. Și mi se pare că, dincolo de această continuitate, înnoirea ține de o substanță interioară pe care, cu tot mai mult rafinament, el reușește să o pună în joc în fiecare dintre creațiile sale. La fel, toată acea senzație stranie de freamăt în căsuțele care nu sunt nici înghesuite, nu sunt nici depărtate unele de altele, dar care constituie un univers transilvanian până la urmă, găsește acolo ceva ce nu mai găsești întotdeauna în satele autentice prin care călătorim întâmplător sau de bună voie și din care oamenii au cam plecat. Unii au plecat la 2 metri sub pământ, alții au plecat în lume, căutându-și fericirea și destinul. Eu cred așadar că și această formulă a mărturisirii totale despre o lume pe care am trăit-o, am știut-o, dar care e tot mai evanescentă, contează în victoria lui Cornel. Ca la, să zicem, să iau un exemplu de la noi, ca la Sadoveanu, sau ca la ei, la Ruș, ca la Turgeniev, de pildă, integrarea omului în natură, peisajul, peisagistica. La Dostoevski contează peisajul uman, relațiile dintre oameni. Acum, priviți și dumneavoastră compozițiile cu personajele lui Cornel și vă veți da seama că tensiunea de acolo vine. Dincolo de armonia culorilor, și mă bucur mult să constat o dată în plus și repetându-mă chiar că printre culori, Cornel Vana este la el acasă. Nu se teme nici de roșu, nu se teme nici de culorile mai sumbre, nu caută excese expresioniste, ci există paste, există culoare în pictura lui, care pe mine mă farmecă. Dincolo de toate aceste lucruri, ceea ce vedem sunt capitolele unei epopei. Eu cred că la un moment dat, cu imaginile picturilor, chiar a celor care s-au înstrăinat prin colecții private sau publice, dacă le-am pune cap la cap și le-am ordonat într-un anume fel, am obține o poveste, aproape o bandă desenată. Există copilașul blond din unele picturi, există apoi artistul întruchipat când de un instrumentist, de obicei un suflător, dar nu doar un suflător, poate să fie și un violoncelist, un violonist, cine știe ce altceva. Uneori mi se pare chiar că recunosc portretele unor personaje faimoase ale epocii noastre, precum un bătrân arhitect care de aici de la Cluj a plecat săvârșindu-se din viață, cu care mi se pare că pot să identific un personaj autentic, care a fost și un mare scriitor și a fost un conducător al, să zicem, destinelor ortodoxiei din mitropolia noastră. În fine, până la aceste ipostaze tot mai puțin machiate, tot mai puțin disimulate, ale artistului însuși, care se include nu neapărat în fundal, poate în planul 2 câteodată, preferând ipostaza cu ochelari, eu știu pe Cornel și fără ochelari, așadar tot mai aproape de o vârstă interioară și exterioară autentică. Îmi place, așadar, deși l-am pomenit pe Dostoevski, îmi place tolstoismul acestor compoziții, pentru că ele ne permit să cunosc emergența într-o lume a artistului, care devine aproape imediat și a mea. E o lume plină de frământări nu foarte vizibile, aici personajele nu sunt ca în pictura, să zicem, clasicismului francez, în care ba ridică sabia, ba pumnalul, ajung în ipostaze din acestea dramatice, personajele parcă asistă adeseori la ceva sau sunt integrate într-un soi de procesiuni virtuale sau se fac că ignoră, de fapt, teme fundamentale, cum e acolo slobozirea în mormânt, coborârea de pe cruce, ce va fi fiind, dar totul într-o lumină care scaldă lucrurile în niște surprinzătoare ipostaziere ale lor. Cred așadar că, și păstrând proporțiile, nu fac aici decât o apropiere tipologică,
Cred că într-un fel sau altul Cornel se apropie de traschiștii români într-un sens anume de Corneliu Baba, care și el de la o vreme se dezinteresa până la urmă de formulele acestea care se termină cu ism. Nu mai interesa să se încadreze într-un curent sau altul, cât să se găsească pe sine însuși și să propună ceva aproape asumat visceral, dar și spiritual în același timp privitorului. Cred că suntem într-o etapă a maturității mai de mult deja de pline a lui Cornel Vana, dar suntem și într-o surprinzătoare prolificitate a talentului său. Adică omul nu stă degeaba, ci chiar pictează. Există o lume care e mai contemplativă, care se pretinde a fi artistă fără a performa. Eu cred totuși, ca și Cornel Vana, că artistul chiar face artă. Adică nu stă mult timp degeaba sau reflectând prea mult fără să își exerseze talentul între două realizări ale sale. Suntem contemplativi, extatici, ci pur și simplu am trecut printr-o lume care l-a amprentat și l-a reliefat și pe el, cum ne amprentează și ne reliefează și pe noi, și în felul acesta putem compătimi, în sensul bun al cuvântului, putem fi împreună cu el, asigurându-i ceea ce oricărui artist îi se cuvine și nu-i prisosește niciodată. Asigurându-i o contemplare, o receptare plină de bunăvoință și de bucuroasă așteptare. Sunt motive de bucurie. Cred că e vorba de o pictură nu doar bogată, tinsă, iată, aici, în acest turn cu valoare simbolică pentru cruci pe două niveluri, ci și bogată altminte, în profunzimea abordărilor sale. Eu cred că tocmai asta e definitorul pentru Cornel Vana, că are aceeași candoare și aceeași subtilitate și aceeași forță în același timp, și atunci când pictează buruienile de pe câmp, să zicem, din spatele casei, și când își imaginează că revede satul așa cum îl știe el, sau chiar îl vede, poate, și ne imaginăm noi că îl imaginează, și când descinde urcând, de fapt, în contemplativul extatic. Tot mai mult, tot mai impregnat de o dimensiune religioasă, care în același timp rămâne foarte proprie bisericii, să zicem, de tip răsăritean, prin această exuberanță a ei. Eu nu mai fac și nu reau pentru dumneavoastră plictisindu-vă analizele lui Braga între goticul catolic și să zicem, lumina care transcende, dar care coboară spre credincios în religiozitatea de tip ortodox. Cert este că e o bucurie pe care o găsim și la Voroneț, în aceste albastru, în aceste tonuri de roșcat, de brun, o exuberanță a verdelui, care mie mi se pare că un mare dar, de la natură, de la bunul Dumnezeu, talent, cum preferați să decriptăm acest lucru, darul există însă și eu îl recomand atenției noastre cu asupra de măsură pe Cornel Vana, căruia mă grăbesc să-i mulțumesc pentru ofranda pe care ne-o aduce și să vă mulțumesc și dumneavoastră că m-ați ascultat cu o răbdare de mucenici. O să vin cu un comentariu pragmatic. Compania de apă Argeș și Salina Zupra, să știți că sponsor tot mai greu să găsesc printre noi și cred că dacă tot sunt, e bine să-i amintim. Acest sponsor au venit cu contribuția lor și vin în continuare pentru că eu cu domnul profesor vrem să scoatem un album de artă. Sunt și eu la o etapă a vieții mele când toată lumea spune, domnule, chiar ar trebui să scoți un album, că lucrurile se tot întrește, să dau ba la prieteni, ba la doritor și așa că, în perspectivă, cred că în luna decembrie, cred că la Casino din Cluj o să lansăm un album semnat de Ovidiu Pecican și cu tablourile lui Cornel Vana. Semnat de Cornel Vana, e unde? Da. De a ținut să sublineze acest sponsor. Deocamdată compania de apă și Salina Zupra. În mod sigur, mai sunt care, pentru că costurile sunt destul de ridicate. Știți de ce nu am pus titlul la lucru? Bun. Pentru că îmi place fiecare om să vadă ce crede el. Că nu vreau să-l manipulez într-un fel sau altul. Și la lucrurile acestea a spus Tanacu, sau după dealul, nu alul Mungiu, că mi-a plăcut povestea aceea relației dintre preot și femeia aceea care s-a dus acolo spre spovedare. Dar să nu uităm de ce am venit. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut această opțiune. Constat că sunt foarte multe femei, asta mă bucură extraordinar de mult. Pentru că iubesc pictura. Pentru că iubesc pictura și mai spun
spun ceva, sunt oameni cu care astăzi m-am cunoscut pentru prima dată. Suntem prieteni pe Facebook, ca să vedeți ce mare lucru este Facebook. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată că ați venit și sunteți alături de mine. Sper să nu spuneți, puteam face altceva mai bun în timpul ăsta. Dar mă, sigur, ceva o să vă placă din tot ce am făcut eu aici.